Să ruga credincioșii așa fierbinte să auză dintr-o dată așa ca și un tunet puternic și în tunetul ăla un sunet ca de trâmbiță. Dar așa de puternic a fost tunetul ăla cu sunetul de trâmbiță că pustia aceea s-o clătina toată așa parcă ar fi fost o explozie. Credincioșii cum ei au fost în momentul de rugăciune, când, măi, ce s-o auze, fiecare, ce s-o auze, ce e tunet, e explozie, ce e? Că și o lumină așa puternică s-a făcut. Și unii zicea, măi, da, dacă acum avea ca să o pus ceva să explodeze, ca să ne omoare aici. Și ne-au făcut așa ca un trucaș, ca să credem că sună trâmbița lui Dumnezeu și acum ne omoară aici. Și pe când credincioșii stăteau așa atenți că ce se întâmplă acum când se oprește ca și cu tremurul ăla așa și când înceată tunetul ăla, ce se întâmplă? A apărut din nou sola Domnului și a strigat, bucură-te poporule, veselește-te, a venit clipa răpirii. A venit vremea când apare mirele ieșit în întâmpinare. Când au strigat, ieșiți în întâmpinare că apare mirele. Unii au început să întrebe, dar acum nu-i mai nevoie să luăm nimic cu noi. Nu mai trebuie să luăm nimic să ducem cu noi. O spun nimic, tot ce-i vechi s-a dus, nu mai există nimic, toate lucrurile sunt noi. Hristos și-a luat împărăția. Satan e legat pe pământ, domnește domnia de 1000 de ani. Acum a venit vremea când biserica e răpită la cer. Și atunci a apărut un nor așa de la înălțime și norul ăla s-a lăsat deasupra că unde era credincioșii și-o plutit deasupra credincioșilor și credincioșii s-au înălțat în norul ăla. Da, frați și surori, așa se vedea în văzduc ca și cum ar fi fulgiana când mingea așa mare de pluteau. Nu mai simțeai în puterea aceea, ca să zic, greutatea trupului, parcă ca și o pană, așa se plutea prin aer, numai dacă făceai cu mâna așa, în partea aceea te ducea duhul, da, sau așa, numai dacă făceau așa un semn, în partea aceea te ducea. Dar asta a fost o vreme așa îngăduită, numai până când s-a făcut transformarea, răpirea, când a plutit pe credincioșii, acolo văzduc. Dar de sus se vedea că a apărut Domnul și venea îmbrăcat în haina albă strălucitoare spre credincioși și când a ajuns deasupra credincioșului era înălțat acolo norul alb. Din două momente o putere așa de mare ca un magnet, ca un sol. Dintr-o dată pe toți credincioșii i-au răpit așa și s-au încolonat după Domnul și o pleca cu Domnul așa și-a spus solul Domnului că tot timpul vorbea și spunea, deci acum, zice, biserica cu Domnul îi răpită și va zbura pe muntele Sionului unde se va ține munta Mielului. Acolo unde s-a dus, unde era muntele Sionului, nu pot să spun, frate și surori, că era pe pământ pentru că n-am văzut pământ. Cum ai zice că vezi capătul orizontului așa când vezi departe, nu vedeam decât așa ca un munte mare înconjurat în oral și pe muntele ăla acolo a coborât Domnul cu biserica. Și atunci solul Domnului i-a spus, veniți să vedeți ce s-o pregăti pentru munta Mielului, cum s-o pregăti masa, cum a pregătit Tatăl ziua de mare sărbătoare anunțul Fiului Său. Frați și surori, din mijloc era o masă mare, o față de masă albă și cu fir auriu pe margine așa. Pe masă era tot din ce se servea, era din aur, din argint și din creștar. Era ceva ce nu pot să spun, ce fructe, ce era pe masă, ce n-am văzut, nu sunt cuvinte că pe pământ nu este așa ceva. Și atunci o spus, aici ai masa unde va sta mirele cu mireasa. Dar după masa asta era așa mare ovală, după masa asta mai era un șir de mărți, așa care înconjura prima masă. Și zice, asta e masa unde stă prietenii mirelui și a mirese. Era la doua masă care înconjura masa mirelui și a mirese. După asta mai era încă un șir de masă, mai era a treia masă, șir care înconjura și-a spus, asta e masa pentru cei chemați la nunta Mielului. Dar să strigă, ferice și de cei chemați la nunta Mielului, că vor avea parte și ei să se bucure, că vor vedea și vor participa la nunta Mielului. Da, frați și surori, așa de mare era dorința acolo, ca să fim la masă cu Domnul, să fim mireasă, cum dorim acum să fim răpiți, așa doream acolo să nu fim la masă la ce chemați, la nunta Mielului, că ea numai de la distanță privea nunta Mielului. Și atunci solul Domnului a spus, veniți să vedeți ce-a pregătit Tatăl deosebit pentru ziua anunțul Fiului Său. Deasupra mieselor ăsta era așa ca o cupolă, dar n-avea tavan, cum să spun, parcă era numai mărginile așa. Și sus era loc că strălucea chipul Tatălui, așa cum se privea Tatăl din cerul n-a privea acolo și strălucea puternic în fața lui, deasupra mirelui și a mirese. Și pe marginea, la cupola asta, era un fel de șireagul, șirul, sau cum să spun, ca și cum ar fi
tălămitele de la peșteri, cum se spune așa, țurțuri, din tot felul de pietri scumpe și diamante, că mi se spunea că din topască, mi-a spus că din... și care în fiecare, așa cum se mișca puțin, așa, lumina, reflecta tot altfel de lumină, în toate culorile, de frumusețe deosebită. Și de fiecare biluță aia cum era așa, în ea era așa ca și cum ar fi ecranul pe care e scris electronic, cum sunt astăzi pe pământ, el când se aprindea pe ele, era scris pe fiecare ce să se strige în cinstea mielului. Pentru sărbătoarea nunții mielului. Și era, apărea scris, poporul nu mai trebuia să strige. Și apărea scris, Hristos și-a răpit biserica. Mireasa e răpită de pe pământ din necazul cel mare. Nunta mielului a început. Satana e legat pentru 1000 de ani. Hristos și-a luat împărăția. Și multe cuvinte care niciodată pe pământ nu le-am auzit și nici nu se pot spune. Cum striga că bucură-te pământule că Satana e legat. Bucură-te cerurile prea înalte. Bucurați voștri ale cerului. Că a venit vremea și a început nunta mielului și Hristos și-a luat împărăția. Și lucruri de slavă care nu poți cu cuvintele omenii să le spui. Și atunci au spus, asta au pregătit Tatăl pentru ziua nunțului. Dar și o putere și o slavă era când o strălucit așa puternic fața Tatălui. Toată mireasă, poporul de acolo mireasă a început să cânte. Și cântau o cântare. Și cântarea era cântarea cum a fost răpită biserica și cum acum începe nunta mielului. Și mira lui Dumnezeu, când a spus cântați, acum începe nunta mielului. În mila lui Dumnezeu, când prima dată s-a cântat în limba cerească, pe urmă fiecare în limba lui maternă, eu m-am trezit când cântam în limba română, limba mea maternă, și soțul a auzit când cântam, dar nu m-a mișcat până când s-a terminat cântarea. Și atunci m-a trezit și a spus, spune, ce ți-a arătat Domnul? Vreau să spun, frate și surori, că eu m-am sculat repede și am scris cântarea. Domnul a făcut ca cuvintele să-mi rămână. Melodia, pentru că n-am avut un casetofon atunci la mine să înregistrez, melodia, nu știu cum să spun, adică nu poate pe pământ să ai melodia aceea cerească în cer, toate lucrurile perfecționate, cum zice, că și vederea și tot, de 7 ori mai ești mai înțelept, mai iluminat, mai și cântarea acolo are alt sunet, altă melodie. Eu vreau să spun cum a fost cântarea, deși poate cântat, eu nu, și așa n-am glas, când mă verset 2 și pe unul citesc. Se aude o strigare, trâmbița răsunătare, ieșiți în întâmpinare, iată că Iisus apare. Ieșiți în întâmpinare, iată că Iisus apare. O popor de pe pământ, sigilat cu Duhul Sfânt, care m-ai chema plângând, vino Doamne mai curând. Care m-ai chema plângând, vino Doamne mai curând. Voi care ați vegheat într-una și ați purtat pe umeri crucea, prin prigoane și prin foc, care m-ați așteptat cu două. Prin prigoane și prin foc, care m-a așteptat cu dor. Tot ce-i vechi acum s-a dus, suferința a apus, totul nou și minunat, căci Iisus e împărat. Totul nou și minunat, căci Iisus e împărat. Și-a răpit biserica, și va începe nunta, cântați toți de bucurie, s-a sfârșit tot ce urgie. Cântați toți de bucurie, s-a sfârșit tot ce urgie. Mireasa de pe pământ e răpită în cerul sfânt, muntele Sionului va fi casa Domnului. Muntele Sionului este casa Domnului. Că Satan este legat, căci Iisus e împărat, și mireasa lui iubită sus la cer a fost răpită. Și mireasa lui iubită sus la cer este răpită. Strigați toți de bucurie,
urgie, s-a sfârșit orice urgie. Iisus este împărat, domnii domnii e de har. Iisus este împărat, domnii domnii e de har. Dați-i cinste, dați-i slavă, și-a luat a lui mireasă. Strigați toți de bucurie în al lui împărăție, strigați toți de bucurie în al lui împărăție. Îmbrăcați în sărbătoare, lăudați-l fiecare, că și-a răpit biserica și a început nunta, bucurie fără apus, că Domn și Rege Iisus, mireasa lui iubită sus la cer este răpită, slavă Domnului! Frați și surori, să ne ajute Domnul să prețuim clipele de pregătire, că astăzi stăm în adunare și poate cu o distrație, poate somnul, poate neputința, poate ne gândim la lucrurile de afară, dar să ne pregătim, că nu-i mult. Și dacă o viață întreagă am dorit mântuirea, să ne ajute Domnul să ajungem la ce am dorit, cum a zis apostolul Pavel, de cu putință să ajung la prima înviere, asta ne dorim, să ajungem și noi la prima.